Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați, ca de fiecare dată vă reamintesc, că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi vă aducem în atenție modul în care sunt gestionate deșeurile la nivelul județului Hunedoara. Sunt multe probleme și în întreaga țară până la urmă, pentru că din păcate am ajuns să plătim destul de scump și nu mă refer aici doar la fiecare cetățean în parte care plătește acest serviciu, ci și noi ca stat, din cauza faptului că nu am reușit să gestionăm foarte bine această problemă a deșeurilor. Vom discuta astăzi despre acest subiect, vom discuta bineînțeles și despre modul și gradul de reciclare a deșeurilor în județul Hunedoara, dar și la nivel național, pentru că așa cumva suntem cam pe aceeași linie, să spunem, și sunt în continuare probleme din acest punct de vedere și, bineînțeles, vom discuta și despre situația firmelor, a licitației din ultima perioadă în ceea ce privește unele zone din județ. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Dan Stoian, directorul executiv al ADI Deșeuri Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Săruna, bine v-am găsit! Deșeurile par din ce în ce mai complicate, sau această problemă a deșeurilor este din ce în ce mai complicată. Dacă în urmă cu 10-15 ani porneam cumva așa foarte cu un elan foarte mare în ceea ce privește modul în care vom gestiona și vom putea să facem curățenie în România în ceea ce privește deșeurile, atunci când a venit vremea de a implementa acest sistem, lucrurile s-au dovedit totuși destul de dificile, destul de greoaie. Și cele care au funcționat până acum relativ bine, acum parcă totuși nu mai sunt chiar atât de privite cu un optimism nici de către cetățeni, dacă este să ne raportăm că, iată, și la nivel național există o tendință de scădere a gradului de reciclare a unor deșeuri. De ce? Poate ne răspundeți dumneavoastră astăzi. Ce se întâmplă? Da, în momentul când s-a pornit la drum cu aceste sisteme de management integrat al deșeurilor, sigur că altfel arăta peisajul și altele erau informațiile legate de situația din teren, dar cu timpul s-a dovedit că informațiile nu au fost tocmai cele mai corecte. Sau poate nu au ajuns chiar toate la noi. Nu. Ele provin tocmai din faptul că nu am avut un sistem organizat înainte. Fiecare OAT, fiecare se gestiona cum putea. Da, avea operatori de mai multe feluri, erau niște gropi care în niciun caz nu au fost gropi conforme și asta a fost unul din temele acestor proiecte, să închidem gropile neconforme, să construim gropi ecologice. Lucru care nu s-a întâmplat ecologice. În totalitate în România. Păi nu, pentru că dacă bine știți, România și plătește un infringement, da? Am ajuns să plătim astăzi undeva, știam, de 6.000 de euro pe zi, acum am înțeles că plătim 18.000 de euro în fiecare zi, pentru pe că zi. Pe zi, această sumă. Această penalitate către Uniunea Europeană, pentru că nu am închis toate gropile care erau neconforme și numărul lor este încă undeva pe la vreo 60-69 de gropi neconforme. Și asta plătesc inclusiv cei care, sau județele, nu, toată, practic, deocamdată plătește că Guvernul României. Păi da, dar tot ele de la noi cumva, nu? Ele se vor întoarce la un moment dat pe OAT-uri, cu siguranță. Noi, cum ne doar, suntem încă în situația fericită în care am închis cele, noi am avut 11 gropi care nu au fost conforme. Prin proiectul inițial am închis 9. A rămas Uricanii și Vulcanul. Cele două gropi nu au fost la momentul respectiv eligibile, dar între timp Consiliul Județean a reușit să închidă groapa de la Uricani. Era o groapă și cu componentă de mină și atunci prin fonduri de închidere a minelor, în sfârșit, au găsit fondurile necesare și au închis această groapă. Și acum ultima groapă, cea care a fost tot așa neeligibilă datorită neexistenței terenului în proprietatea primăriei și erau și persoane fizice, este groapa de la Vulcan, care este în faza de închidere. Consiliul Județean are banii, are proiectul, în curând se va trece la licitarea lucrărilor și atunci la închiderea gropii. Deci Hunedoara este în situația în care nu plătim un infringement, pentru că noi suntem din punctul ăsta în mod direct nu-l plătim, dar indirect plătim și noi. Toată țara plătește, pentru că gropile sunt în alte zone, sunt județe care încă n-au smiduri nici după atâția ani.
Și unele și-au închis gropile, altele nu. Sunt județe care au smiduri în diverse etape, fazate de construcție. Acele depone și ecologice, să le spunem, să înțeleagă sistemul de management integrat al deșeurilor. Sistemul cum are Hunedoara, cu un deponeu central, cu un centru de management, cu gropi închise și cu operatori pe zone, cu diverse facilități care înseamnă stații de sortare, transfer sau simple stații de transfer. Dar, repet, sunt județe care n-au sistemul, ori nu este terminat, este în fază de construcție, este fazat, ori funcționează, dar nu au toate zonele licitate și atunci este o combinație din astea. Într-o anumită zonă au operator care este pătrimit cu licitație în regulă, cu se aliniază standardelor, dar au zone care n-au atribuit licitație, atunci acolo OAT-urile se rezolvă singure și rezolvă problema prin tot felul de firme, firmulețe, în astea mai mici. Da, dar la un moment dat toate județele vor fi obligate să aibă un... Păi sunt obligate, da, din 40 de județe. Pentru că altfel vom tot plăti către Uniunea Europeană. Da, din 40 de județe, smiduri sunt doar în 33 și asta nu de ieri de astăzi. Deci ultimele județe care și-au făcut ADI-uri și au trecut la implementare sunt Brașovul și Galațiu. Până acum aceea, vorbim de județe mari, fără discuție. Acum, sigur că infringementul ăsta va continua, pentru că să nu vă închipuiți că gropile care nu s-au închis în România sunt de genul groapa de la Deva sau groapa de la Oroi sau ce am închis noi la Călan. Nu. Discutăm de gropi din astea, de situri industriale, gen Rafo, Media, unde sunt suprafețe imense poluate și care nu știm în cât timp vor fi plătite. Dar, mă rog... Deci, practic, putem merge cu plata acestor sancțiuni mult și bine, la lung. Mult și bine, da, mult și bine. Numai că, la un moment dat, probabil că guvernul se va întoarce pe OAT-uri, pe județe, pe localitățile. Dar, acolo în prezent, OAT-urile au această obligație de a închide aceste gropi de gunoi neconforme? Da. Peste tot în România, OAT-urile au avut această obligație. Că nu și-au respectat-o și nu au respectat-o niciunde, este foarte clară treaba. Adică, în momentul în care, n-aș vrea să dau un exemplu neapărat personalizat, ai un deponeu. Deponeul pe care tu l-ai primit în urmă cu autorizație de funcționare, în urmă cu 10-15 ani de zile, în autorizația de funcționare, când a primit o UAT-ul respectiv, avea obligația să constituie un fond de închidere, un IID, da? Și să și pe durata de viață a autorizației, cât era calculat, el trebuia să strângă periodic banii în acest fond, în așa fel ca în momentul când expira autorizația, practic viața, durata de viață al celulei era expirat și era să o închis, tu aveai banii necesari să faci treaba asta. E de prisos să spun că nici un OAT n-a făcut treaba asta, nici un OAT n-a avut bani strânși pentru a închide aceste gropi. Acum, pentru că nu s-au gestionat agențiile de mediu n-au avut, până la urmă nu și-au făcut treaba, pentru că ar fi trebuit să le anuleze la un moment dat autorizațiile, să intervină sancțiuni. E posibil să mai fi funcționat unele și fără acea autorizație, că... Se poate și asta, nu știu. Fiecare până la urmă s-a gestionat cum a vrut. La Hunedoara, din fericire, cazul a fost închis odată cu accesarea fondurilor europene și cu crearea SMID-ului. Dar nici la Hunedoara, niciuna din primările unde au fost depone neecologice, gropi neconforme, n-au avut banii de închidere. Și atunci, norocul a fost fondurile europene care au însemnat multe milioane de euro dirijate spre închiderea acestor gropi. Deci, practic, Uniunea Europeană ne-a dat bani pentru realizarea acestor depone ecologice, ne-au dat bani pentru închiderea gropilor neconforme și noi tot nu reușim să ne gestionăm lucrurile așa cum trebuie. Asta este realitatea, fără discuție. Deci, lucrurile, ca să înțelegeți, un sistem de management integrat cu Marea și Hunedoara a prescut întâi, prima etapă a fost închiderea deponelor neecologice, care multe dintre ele aveau durate, erau închise, dar nu erau ecologizate. Singur, la momentul când ne-am semnat contractele, aveam în durată de viață, în normal, dacă stau să mă gândesc, trei gropi. Vulcanul, Orășia și Deva. Uroi, Hunedoara, Călanu, Petrila, erau gropi închise, dar neecologizate. Deci nu mai aveai voie să duci pe ele deșeuri.
Repet, niciun UAT nu a avut banii în fondul de închidere ca să poată să se închidă singură aceste depone. Costurile sunt destul de mari. Costurile au fost, sau... păi, dacă ne gândim că sistemul nostru a atras 55 de milioane de euro dintr-un 70 disponibil cât a fost pentru Hunedoara, am cheltuit vreo 20 de milioane cu CMID, vreo 15-17 milioane cu Valea Jiului, cu Petroșani, unde avem stația de sortare și transfer. Da, undeva la 12, 13, 14 milioane de euro, mai, poate mai mult, au fost cele 9 gropi. Deci niciuna n-a fost sub 1 milion de euro ca să închizi. Au fost bani mulți. Bun, noi suntem din punctul ăsta de vedere liniștiți, să zicem, Hunedoara. Ne-am făcut treaba, suntem în operare, suntem în funcționali, nu avem probleme de genul ăsta. Problemele sunt la nivel național, la momentul ăsta, pe care, probleme care le întâmpinăm, cu care ne confruntăm și unde avem greutăți sunt o schimbare legislativă, de legislație într-o continuă mișcare, este deja enervant să mai stai de vorbă cu cei de la minister, pentru că de fiecare dată vin cu tot felul de modificări, ori ei, ori ANRSC-ul, ori Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Comunitare, ori alte organisme din subordinea lor. Eu am tot atras atenția și am tot avut discuții cu și la federația noastră de ADI și avem o federație unde suntem toate ADI-urile participante, am tot spus și tot cerem să se ajungă o dată la un echilibru, la o stopare. E, uite că nu se ajunge. Au fost ani trecuți... Acum unele modificări legislative pot să fie și benefice și sigur, să aibă o aplicabilitate fără discuție, foarte bună. Fără discuție, dar în momentul în care tu schimbi legislația la 6 luni, la 3 luni, deja ai probleme în implementare. A fost o perioadă în care nu s-a întâmplat nimic. După care a început valul schimbărilor, multe impuse de Uniunea Europeană, impuse, acceptate, că nu îți impune nimeni acolo, tu le accepti dacă nu știi, exact, să negociezi. Și atunci a venit ordonanța 74, care a venit cu o serie întreagă de modificări, cu o serie întreagă de măsuri, cu o serie întreagă de concepte pe care să le aplici, de la selectarea deșeurilor din depunerea selectivă din gospodării, colectarea selectivă și până la stația de sortare, cum să le tratezi cu sacul galben, cu sacul albastru, cu pubela neagră, cu toate aceste mecanisme. După aceea a venit conceptul plătește pentru cât arunci, un concept care nici în ziua de azi n-a fost implementat. Cred că sunt 2-3 orașe în țară unde ei zic că funcționează, dar vă spun eu că nu funcționează niciunde așa cum ar trebui și pe principiul pe care a fost construit. Care însemna ceparea pubelor negre, să ai un control asupra cantității pe care... O idee bună fiecare, de altfel, dacă ar fără fi discuție. Putut să fie implementată fără în discuție, toate dar zonele. Pentru asta îți trebuie o infrastructură adevărată, trebuie ca OAT-urile să investească în platforme. Deja trebuie să avem o cultură, sigur, în acest domeniu, deci, pentru asta a putea vreau să arăt să că, aplicăm. Bun, sunt modificări legislative multe în concordanță cu cerințele actuale, dar atât de greu au fost puse în practică și atâta de mult au lipsit normele de aplicare, încât la un moment dat fiecare a aplicat aceste modificări cumva așa la bunul simț, ca după aceea să constați că de fapt n-ai făcut bine. Deci asta e o problemă majoră, schimbarea de legislație. 2. În loc aceste sisteme de management integrat să te duci și să le uniformizezi, să le echilibrezi, să ajungi cu ele undeva la un numitor comun, din 33 cred că sunt 25 de tipuri, nu cred că sunt 2-3 care sunt la fel. Dar de ce? Pentru că în teorie cel puțin toate ar trebui să funcționeze ok, la fel. Teoria e teoria, practica e practică și practica totdeauna vine cu argumentul, asta este specificul locului, specificul zonei, specificul bun, există tipul excepții, orașului. Cu siguranță, în fiecare județ, sigur, dar nu ar fi chiar toate excepții. Faptul că ele n-au pornit toate în același timp. Comun. Faptul că n-au pornit toate în același timp. Ele au pornit județele care au reușit să depună aplicația la început, au fost puține. Noi am fost unul din județele care am prins ultimul tren. Noi am depus, am semnat contractul de finanțare în 3 aprilie 2014. Când se termina exercițiul financiar 2007-2013. Numai că știți, a fost N plus 3, 2000. Gândiți-vă că am fost județul la care nimeni nu a dat nicio șansă. Dar la vremea respectivă, conducerea județului, sigur, am acționat în forță și noi, într-un an și jumătate, în 18 luni, am închis toate gropile conforme și am construit infrastructura. A fost un caz fericit, am avut constructori buni, n-am avut penalități, dar au fost județe care, repet, Brașovul și Galațiul, Brașovul are ADI de jumătate de an.
Ori dacă tu n-ai constituit ADI-ul, nu poți atrage fondurile, pentru că ADI-ul stă la baza sistemului, iar prin ADI, toate OAT-urile care fac parte din această asociație semnează un document, așa numit document de poziție, în care își asumă toate datoriile, toate datoriile în sensul de obligație care le are de făcut în contract și să le implementeze toată lumea uniform. Ori sunt județe care n-au avut puterea să adune toate primările la un loc să zică semnăm acest document de poziție. Au fost primări care au zis noi nu vrem, noi avem un caz, cum să vă zic, un caz celebru pot din punctul meu de vedere, de exemplu la Dolj, care e un județ mare cu 700.000 de locuitori. Craiova a intrat în ADI acum 3 ani. Sigur că a venit din spate foarte tare, care arată extraordinar de bine din punct de vedere al curățeniei, investiții masive din partea primăriei, dar n-a făcut parte. Sau, vă dau un alt exemplu, Buzău. În capitala județului, municipiul Buzău, nu face parte din ADI, din SMID. Cum se poate asta? Se poate, că nu au vrut să adere la momentul respectiv și atunci au făcut ADI-ul și au tras fondurile fără Buzău. Sau Gorj. Păi și Gorj, ce, ei nu beneficiază de aceste servicii? Nu, au sistemul propriu, nu. Și un sistem bine pus la punct, dar sistem propriu, că au avut puterea să și-l gestioneze. Sau județul Gorj. Vă spun foarte bine că sunt la origini gorjean. Exact. Dar nu au sistemul să menegem funcțional. În ADI sunt, nu știu, cred că vreo 30 de comune și vreo 2 orășele. Pentru că n-au reușit să-l implementeze. Au tot felul de variante de lucruri. Și mă rog, putem să continuăm exemplele. Ce vreau să vă spun este că această incoerență legislativă, din punctul meu de vedere, și-a atins vârful acum când a fost pornit acest sistem de garantare-returnare. Acest SGR cu acest retur, o companie care se ocupă. Sigur că toată lumea spune este un model de succes, este un proiect cu participarea privatului, deci este mare, este al doilea proiect ca mărime în Europa, după Germania, parteneriatul PPA, da? Și ce mari realizări. Ei, uite că după 4 ani de zile de calcule, asocieri, studii și tot, l-au pornit la 1 decembrie. L-au pornit cu foarte mare tamtam. Ministrul Mediului a ieșit și a spus anul ăsta vom recicla 7 miliarde de peturi și de tot. Noi am fost cei din Federația de Deșeuri din Smiduri, am fost critici la acest sistem pentru că noi suntem afectați direct și o să putem povesti. Că nu l-am susținut niciodată acest sistem. Nu l-am susținut, sistem. Nu. Acum, sigur că el poate fi o alternativă la reciclare, la creșterea gradului și argumentul lor suprem, știți care a fost? A zis, bun, bine, dar voi prin Smiduri, unde sunteți cu reciclarea? Păi la 10%. Ei, vedeți că nu sunteți competitivi. Fără să intrăm din spate, să spunem că dacă investițiile erau serioase și coerente, probabil că era mai mult. E o temă oarecum falsă și asta cu cât reciclezi, pentru că, de fapt, țintele și ale Uniunii Europene și ale României au fost nu atât cât reciclezi, ci cât deviezi de la depunerea în celula ecologică. Pentru că targetul ar fi să depui maxim 10% din tot ce aduni în celulă. Restul să-l deviezi. E, această deviere înseamnă de fapt tot o reciclare. Pentru că, exact. Bun, nu reciclezi să duc la reciclatorul final PET sau sticlă. Da, duc la fabrica de ciment și incinerez, fac compost și pun ca pământ de acoperire. Asta înseamnă cumva, sigur că nu este reciclarea aia tradițională, dar de fapt devierea de la depozitare, cantitate mai mică în celula ecologică, fac ceva cu acest deșeu. E ok. Și din punctul ăsta de vedere, nu stăm rău. Suntem la peste 50% gradul de deviere. Și atunci au zis, hai, cât aveți în Smid? Păi 10% de reciclare. Ai văzut? Stați că venim cu un sistem deștept. Poți la bun, potrivit calculelor lor, sigur, e da, corect ceea e corect. Ce spun. Ei, ei s-au vântat foarte mult. Culmea este că chiar cei care sunt membrii fondatori acestui sistem au cerut să mai amâne punerea, pentru că nu le merge sistemul informatic, n-au infrastructura terminată, trebuia să aibă vreo 7 fabrici de reciclare în România, gata, atenate. La ora asta au 2, la Bonțida și la Timiș, la îmi scap acum, lângă Timișoara, sunt cele 2 fabrici care sunt funcționale. Dar nici ele nu sunt la capacitățile necesare. Și, drept urmare, repet, ministrul mediului, într-o discuție care am avut-o mai prin octombrie, spunea, în 2024, 7 miliarde de peturi și sticle vom recicla. E, după 3 luni de zile, numărul lor e undeva pe la vreo 27 de milioane. Sigur că e o cifră 27 de milioane, dar nu e un miliard, pentru că ar fi trebuit după 3 luni, seama că ar un miliard dacă vrei să ai 7 miliarde după un an de zile. Și aici au o problemă
o parte din mari producători de peturi și de unul din producătorii de apă a dat în judecată Seghereu, sistemul de garantare. De și ce? Pentru că aici au venit cu niște constrângeri. Au spus, domnule, începând cu 30 iunie pe piață să nu mai fie peturi sau sticle sau doze inscripționate fără inscripția, fără logo-ul Seghereu. În prezent sunt la vânzare ambele variante, și cele clasicele și cele care... Acum deja Ministerul a făcut un pas înapoi și le-a amânat până la 30 decembrie, pentru că gândiți-vă, în momentul în care s-a punit acest Seghereu, nu peste noapte s-au umplut depozitele cu eticheta de returnare. Pe stoc sunt miliarde de sticle în România. Ori în orice supermarket, în orice mare depozit, regula e first in, first out. Primul intrat, primul ieșit. Da? Deci tu vii și ți-aduci stocul tău vechi, după au zis, hai să-l punem în paralel. Ai, să o numesc așa foarte academic, o hârială între cele două sisteme care nu au ajuns la un punct comun. Și sigur că s-au trezit mari producători că au sute de milioane de sticle pe raft și fără perspectiva de a le pune în vânzare sau să le scape de ele până la 1 iulie, 30 iunie 2024. Da, dacă ar funcționa și cetățenii ar fi mai educați din acest punct de vedere, și acele sticle ar putea să ajungă în acele pubele special amenajate, nu, pe care le regăsim în toate orașele, sau în acel sac galben. A, bun, alea fac parte deja din sistemul nostru, din SMIT. Pe asta spun, ar putea oamenii să le selecteze, să selecteze acest deșeu. Bun, de ce mai le selectează? Aici, haide să discutăm, aici este deja o contradicție. Și e foarte, uitați-vă că acțiunea lanțurilor mari de magazine, hipermarketuri, în paralel cu acest Seghereu, acest Returo, pentru peturile și dozele care nu sunt inscripționate, știți că dacă te duci la oricare mare magazin, au făcut niște aparate ale lor în care ți le primesc și îți dau un voucher. Da. În Seghereu îți dă, o chitanță îți dă bani, efectiv. 50 de bani pentru fiecare produs. Aici nu îți dă. Ți le echivalează cu 50 de bani, dar îți dă un voucher. Cu voucherul ăla, de fapt, ce faci? Te duci în magazin să cumperi ceva. N-am folosit, am întrebat. Probabil că ești condiționat sigur, ce produse deci, poți să achiziționezi, dar okay. Este până la urmă e un pas, și acesta e un pas și un câștig de ambele părți. Câștig. Da, eu cred că câștigul mai mare al supermarketelor, pentru că produsele care le scot ei la vânzare și spun că cu voucherul respectiv poți să cumperi, eu n-am garanția că nu expiră peste o săptămână și ei le-au scos la vânzare că peste o săptămână ar trebui să le scoată de tot, sau peste noapte nu mi s-a mărit prețul, sau. Deci pot să mă gândesc la orice șmecherie pe care o pot face ei. Dar, și atunci nu este o reciclare corectă. Mai mult, ne-am întâlnit în o grămadă de situații în care căutătorii de deșeuri au intrat în containerele, în plurifamiliale, au scos aceste peturi sau dus cu ele. În continuare se întâmplă. Se întâmplă, bun. Deci, și altă eu problemă. Văd destul de des oameni altă care problemă. Caută da. Astfel de sticle. Ori, cubele. Toate astea conduc la o divizare deja a acestor acțiuni care, să zici, bă, duc la o reciclare efectivă. Avem o altă problemă în sistem, OIRE-urile. OIRE-urile sunt un număr de 15, ce sunt niște organisme aceste? Intermediare de implementare a răspunderii extinse a producătorului, ca să înțelegeți despre ce e vorba, producătorii de cei care pun în piață materialul reciclabil, băuturile recolitoare, băuturile alcoolice, plastic, doze, da? Ei Coca-Cola pune în piața noastră 4 milioane de sticle sau 4 miliarde de sticle. Până a apărut aceste OIRE-uri, ei trebuie să plătească o taxă la fondul de mediu. O taxă pentru că ei poluau mediu, da? Era clar, o penalitate. Apărând aceste OIRE-uri sub umbrela Ministerului Mediului și acreditate de către Ministerul Mediului, ei au preluat această răspundere a producătorului de ambalaje și a zis, bun, eu vin ca interfață între tine și reciclatorul. Un intermediar. Și din momentul ăsta nu mai plătesc eu la fondul de mediu, ci eu o să fac contracte cu ADI-urile, cu operatorii de salubritate. Vom duce tot ce ducem din SMID reciclabilul către reciclatorii final, da? Și de acolo vin niște bani. Era nevoie de aceste OIRE-uri? Păi, nu s-ar fi putut merge pe direct, să spunem așa, fără acest intermediar?
Complică sau simplifică lucrurile? Din punctul de vedere complică și la un moment dat se punea foarte atent, foarte apăsat ideea să desfințeze aceste OIRP-uri. Din păcate nu mai pot fi desfințate pentru că jocul este atât de încurcat la nivelul lor încât nu știu cum se va cum voi putea acoperi în momentul ăsta acest locul ăsta de ele. Deci deja au un istoric. Dar să nu speculăm prea mult. Aceste OIRP-uri de fapt au obligativitatea de a, sigur, de a încuraja reciclarea, plătind niște bani prin reciclatorii finali, bani care se duc odată către operator și odată către, mai nou, către noi, către ADI, bani destinați OAT-urilor. Deci, tu în momentul în care ai dus o anumită cantitate de deșeu reciclabil, să luăm PET-ul de plastic, da? Ai un camion cu 10 tone de PET de plastic și tu le duci operatorul, strânse de operator, din sistem, selectate, comprimate, paletizate și așteptau să fie livrate. Le încarci în camion și le duci la reciclatorul X din orașul Y, care este reciclator de așa ceva. El are un tarif pentru aceste deșeuri. Deci, în lume, îți plătesc 400 de lei pe tona de deșeu. Da? Bun. Banii ăștia se împart. Între jumătate ia operatorul. Da? Operatorul știe de la început, adică el și-a făcut tarifele luând în calcul un estimat de reciclare, iarăși un o problemă estimat care acum deja a fost dat peste cap, sigur, acea estimare. Corect, ați intuit, da. Asta este problema, că deja nou acest estimat nu mai bate cu ce am calculat, pentru că nu era SGR-ul, pentru că nu erau alte sisteme. După aceea, restul, diferența cealaltă vine la noi la ADI și în funcție de cantitățile ridicate din fiecare OAT, noi avem evidența asta în centrul de management și cât s-a reciclat din fiecare OAT, proporțional sumele care ne vin, noi le împărțim către OAT-uri. În decembrie a fost o treabă nouă pentru Hunedoara, intrarea în joc a ADI-ului pe sistemul de OIRP-uri. În decembrie am dat niște bani către primării, n-au fost sume mari, dar a fost un prim pas. Mâine, pentru că nu vreau să prindem sfârșitul lunii martie și să intrăm în jocul ăsta al TVA-ului, vom mai da către primărie undeva la 300.000 de lei, vorba de aproape 3 miliarde de bani vechi, din reciclare. Banii vor fi dat prin intermediul operatorului, pentru că am găsit varianta cea mai ușoară. Noi dăm banii la operator și operatorul, începând cu data de întâi, în factura care o face către primării, beneficiind de faptul că avem taxă, va scădea aceste prețuri. Deci dacă primăria de plătit un milion, o să-i scrie pentru prestarea serviciului pe luna anterioară un milion de lei, din reciclare de la minus 100.000 de lei, total. Ce se va întâmpla cu acești bani care ajung la banii ăștia primării? Sunt într-un fond, ar trebui să fie într-un fond special destinat reciclării. Ar trebui sau trebuie? Că... Nu trebuie, nu, e lege. Adică în momentul în care, ca și taxa, ca și banii care îi primește primăria de la cetățeni, banii ăștia au o destinație clară, specială. E o destinație pentru acoperirea costurilor cu operatorul. Deci, dacă tu... Dăm exemplu Deva, că e capitala județului. Dacă Deva a încasat de la populație un milion și factura lui este de 900.000, el plătește cei 900.000, diferența o pune în contul special. N-ai voie să o ducă în alte activități. În mod normal, cu milionul ăsta, după câteva luni de zile, poți să vezi unde te situezi. Am adunat niște bani în contul ăsta. Păi, ce pot să fac? Pot să investesc în sistemul de management? Adică pot fi achiziționate sau reamenajate containere, poate unele platforme. Și în primul rând cel mai stringent este să reamenajezi platformele, că adică știm bine că nu avem și să le faci apă canal, să le betonezi, să le mărești mărul lor. Problemă generală, practic. E generală și care n-a fost rezolvată până la capăt de OAT. Dar deci care poți intră cumva acolo. În datoriile lor. Este obligatoriu. Sau poți să investești banii, să spui, domne, taxa, cât e taxa în Deva la ora asta? Nu știu, 15 lei parcă plătim, da? Păi, pentru că avem niște bani, micșorăm taxa la 13 lei și 2 lei subvenționată primăria din banii strânși. Deci există și această posibilitate ca primăriile să utilizeze acești bani pentru a diminua taxa. Sau pot să spună primăria, are de data asta au de un an de zile lege. Pot să spună, noi avem populație defavorizată, probleme cu probleme, care este cunoscută, identificată. Pentru ei, primăria poate să-i ajute să plătească. Ai într-un apartament 10 persoane într-o familie.
doi părinți și 8 copii sau. Da? Sigur că dacă le cer la toți câte 15 lei, este o sumă importantă. Plus că ei nu generează echivalentul a 10 persoane de jur. Deci poate să vină primăria să zică, ok, acolo este o problemă socială, că sunteți 10, plătiți pentru 2 sau pentru 4. Și restul plătește primăria pe diferența de cantitate, da? Este prevăzut în lege. Sunt pături vulnerabile pe care tu poți să vii să le ajuți de data asta într-o formă legală. Da, am asociații unde am probleme, unde sunt, și atunci vin și le ajut. Deci trebuie înțeles un singur lucru. Banii de pe deșeuri, prestarea serviciului, trebuie plătită de către OAT la momentul ăsta. În contractul viitor ne întoarcem la tarif. Dar deocamdată pentru populația plătește la primărie. Primăria trebuie să plătească operatorului cu prioritate. Banii ăștia nu au altă voie să aibă altă destinație. Dacă există bani care se întorc din OIREP-uri, bani care s-au strâns mai mult din taxă, pentru că taxa s-a stabilit anul trecut. Sunt orașe care nu le-au mai modificat sau comune, care nu au modificat taxa. Taxa asta fluctuează valoarea plății către operator în funcție de cantitatea de deșeuri generate. De asta noi, eu unul și noi am fost susținători introducerii taxei, pentru că în momentul ăla tu vei plăti câte deșeuri generezi. La tarif nu e așa, ai un tarif calculat, da, care estimat, ăla îl plătești modificări indiferent, exact. Poate să suporte modificări de creștere, dar nu de scădere, doar pe măsură ce apar modificări ale mediului economic, dar acolo nu vei mai avea un control pe cantitatea de deșeuri. Taxa e bună că tu cât ai ridicat din deva? Am ridicat 2.000-3.000 de tone luna asta. Pentru 3.000 de tone vei plăti. Se cântărește totul în ce mai de corect. În momentul când vei avea la paușal, la, nu mă mai interesează. Eu sunt obligat să-ți iau deșeul tău de acasă. Da, deșeul ăla când ajunge în deponeu, el se cântărește, avem statistica, dar nu se reflectă în bani. Și atunci, OAT-urile au momente când, prin campanii de informare, prin alte metode, poți să reducă generarea de deșeu. Avem OAT-uri care de-a lungul de anul trecut până anul ăsta au ajuns poate cu cantități la jumătate. S-au dus și au explicat cetățeanului, nu mai pune în containerul negru ce mături prin curte. Că nu-i deșeu menajer. Dar nu este ușor, da? Să educi sigur populația. Că nu. Dar dacă faci treaba asta, vei avea cantități mai mici, vei plăti mai puțin. Tu taxa ți-ai stabilit-o pe un calcul estimativ și tu poți periodic la 6 luni, că nu o să faci lunar, că nu este semnificativ, poți să vii să fii după 6 luni, unde stau cu taxa? Păi uite-te, eu lună de lună încasez de la populație 1.000.000 și plătesc 500.000. Opa, am 500.000 economie. Ce fac cu ei? Mă întorc și reduc taxa, îi păstrez și fac investiții. Depinde de abordarea fiecărei OAT. Deci, dar un lucru trebuie clar, stabilit, că serviciul trebuie prestat. Noi, la momentul ăsta, avem o problemă cu OAT-uri care nu au plătit și de 10 luni de zile prestarea serviciului. Deci, în continuare, știu că îmi spuneați într-una dintre emisiunile da, trecute că sunt primării. Cu OAT-uri care, efectiv, nu au plătit. Și asta deci, este banii o problemă. Au încasat de la populație mă pentru acest serviciu. Că da, că altfel n-aveau cum să nu încaseze, decât taxe și impozite, te duci și le execuți pe cetățean. Lucrul ăsta nu este normal, pentru că dacă au avut bani și au dirijat în altă parte, e penal. Dacă au bani și țin și nu plătesc, este răutate și nu pot să susțin. Aceste primării sunt cunoscute de către dumneavoastră. Știu că data trecută n-ați vrut să faceți numele acestor data, sigur, primării. Ați avut discuții cu reprezentanții acelor primării? Sigur, am avut și noi și operatorul. Păi și ce v-au spus? Că o să plătească, că nu au avut bani, că vor plăti, dar sunt cazuri de un an de zi nu au plătit nimic. Dar problema este alta. Operatorul nu-și poate desfășura normal activitatea. Doi, operatorul nu are voie să întrerupă activitatea. Pentru că s-a speculat la un moment dat, bun, vom face reducerea frecvenției în anumite zone. Deși contractul nostru a prevăzut treaba asta, că în anumite zone unde OAT-urile nu plătesc, putem să reducem frecvența de ridicare, Ministerul Sănătății a dat o directivă care spune că nu ai voie să faci așa ceva. Și atunci directiva asta bate contractul nostru. Consecința este că operatorul, vrea nu vrea, trebuie să continue să colecteze în acel arind cu aceeași frecvență deșeurile care sunt. Fie că e plătit, fie că nu plătit. Pot fi mecanismul lui este, al operatorului este să se întoarcă împotriva primăriei, să execute. Deci, în instanță, practic, în instanță aceasta și deja ajungi de la alte discuții, banii. Sigur. Și apoi, în momentul când ai dus în instanță cu un OAT, deja lucrurile degenerează. Și vedeți, e un blocaj real, un blocaj cu care ne confruntăm și pe care, în primul rând, OAT-urile trebuie să-l rezolve și să înțeleagă că nimeni nu face muncă patriotică.
și deșeurile și activitatea asta și asta o activitate complexă. Și este neplăcută, mai ales pentru cetățeni, acei cetățeni care și-au achitat aceste taxe și s-ar putea trezi fără acest serviciu. Din cauza noi sperăm să închidem oameni care nu știu să-și gestioneze lucrurile. Corect. Oricum, noua licitația care avem de ceva vreme în desfășurare și care presupune niște modificări și de structură. Care mai sunt noutățile în ceea ce privește această licitație, pentru că este zona aceasta de centru, zona Bradului și Hațegului, în care deocamdată nu avem un operator stabil, să spunem. Operatorul este stabil, dar nu pe un contract pe perioadă lungă, este pe contracte pe perioade determinate. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem oarecum liniștiți și acoperiți, nu există riscul să nu avem operare. Dar, da, licitația e pornită în urmă cu studiul ei, s-a făcut în urmă cu vreun an și jumătate. Noi am constatat că zonele de la Brad și Hațeg, zona 1 și 2, sunt niște zone neatractive din punct de vedere al business-ului, pentru că sunt zone mari ca întindere, mici ca populație și preponderent rural. Deci o combinație excelentă, dar nu bună pentru business. Și atunci am văzut că dacă tu la Hațeg și la Brad ai undeva la 40.000 de locuitori și aproape 30.000 sunt în mediul rural, care generează alte cantități, care înseamnă alte tipuri de deșeuri, sigur, sunt suprafețe foarte mari de acoperit. Operatorul are distanțe mari și vine cu practic cu puțină marfă și tu îl plătești la cântar. În condițiile astea noi am constatat acest lucru, am făcut demersuri către Ministerul Fondurilor, Ministerul Mediului, le-am explicat care este situația și ce vrem să facem, respectiv vrem să unim cele trei zone într-o singură zonă. Deci, practic, în județul Hunedoara ar urma să existe doar două zone. Doar două zone, zona de centru, cumva să o numim, și zona Valea Jiului, da? Și atunci Ministerul, văzând calculele noastre, văzând argumentele, și-au dat acordul și așa am făcut studiul de oportunitate, strategia. Deci licitația astfel a fost făcută. Așa este concepută, da. Uh-huh. Am avut licitația, am avut doi ofertanți. Din păcate, pe amândoi am declarat necâștigători. De ce? Ce s-a întâmplat? Fost probleme în ofertare, nu putem acum discuta, pentru că licitația încă este deschisă. Am anulat licitația, avem o contestație de la unul din cei doi, ne judecăm la CNSC, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, și vedem ceva ce CNSC-ul. Dacă dă dreptate operatorului, vom încheia contractul cu el, dacă ne dă dreptate nouă, trebuie să facem a doua licitație. Noi suntem în faza în care deja suntem aproape de finalizare cu documentele pentru a doua licitație. Când ar urma să aibă loc? Cât de repede, pentru că noi suntem legați și de atribuirea zonelor 1 și 2, care sunt zone unde mai expiră contractele de determinate pe perioadă terminată și trebuie să prelungim aceste contracte, ori dacă nu avem o licitație deschisă. Puteți să deschideți cea de-a doua licitație dacă nu s-a soluționat contestat? Nu, deci dar suntem pregătiți. Pregătirea unei licitații presupune așa. Toate documentele trebuie aprobate în consiliul local. Noi am făcut primul pas, astăzi am trimis către cele 37 de OAT-uri, de fapt nu sunt 37 în zona de centru, pentru cele 61 de OAT-uri din zone 1, 2 și 3 am trimis regulamentul și studiul de oportunitate. De fapt, studiul de oportunitate l-am trimis și pentru Valea Jiului, pentru că sunt lucruri care privesc întreg județul. Până vineri vom trimite și materialele diferențe care fac pachetul de licitație, care înseamnă strategia de contractare, modelul de contract, anexe și ce mai sunt acolo, cam astea sunt materialele. Primăriile le-am cerut și avem discutat și cu prefectura și este agreat că nu este timp de a sta cu ele în transparență luni de zile, pentru că au mai fost puse în transparență, le-am dat un termen ca până plus că nu mai e timp. Sigur, plus că observațiile n-au ce să fie. Noi, modificarea față de vechea licitație, sunt două modificări generate de legislații modificate în această perioadă, care înseamnă niște ajustări. Practic, suntem cam în aceea zonă. Noi le-am trimis la OAT-uri, le-am cerut ca până în începutul aprilie să ni le aprobe, adică să facă observații pe ele. Dacă nu sunt observații, după data de 3 aprilie, indiferent cine mai trimite observații, nu le mai luăm în calcul. După aceea, începând cu 3 aprilie și terminând cu sfârșitul lunii, până la sfârșitul lunii, vor trebui să dea
hotărât de Consiliul Local să aprobe documentația. Vom convoca în finalul lunii adunarea generală a acționarilor, întâi comitetul director, după aia AGA. AGA va aproba materialele și din acel moment ridicăm în SEAP licitația nouă. Dar toate aceste lucruri le facem ca să fim pregătiți. Pentru că asta este licitația nouă pe care, la care lucrăm în momentul ăsta. Asta e licitația veche care nu este închisă, pentru că noi am închis-o, dar s-a redeschis automat prin contestația depusă și așteptăm. Dacă licitația de aici, prima licitație, ne spune că trebuie să închidem contractul cu unul din operatori cu a avut dreptate, atunci ce am muncit aici rămâne deoparte, oricum modificări legislative. Dar nu puteți să stați doar să așteptați să vedeți ce se va întâmpla cu prima licitație? Nu pot, pentru că dacă licitația deschisă, asta este pornită, prima licitație rămâne deschisă în continuare până la soluționarea de către CNSC a contestațiilor, în acel moment, pentru zonele 1 și 2, ale căror contracte pe perioadă determinată expiră în data de 10-15 mai, noi vom putea face o altă încredințare directă pe un termen de 6 luni de zile mai mic de data asta, că vrem să uniformizăm și cu zona de centru și vom putea să avem operator intermediar în continuare. Dacă se închide și avem operator definitiv, următorii 10 ani avem operator. Dacă ne dă dreptate CNSC-ul și această licitație rămâne închisă, automat am deschis licitația numărul 2, dăm la dispoziție. Deci cel care va fi dat câștigător va opera pe perioada de 10 ani în județul Hunedoara. Da. Contractul așa e făcut, pe perioada de 10 ani. Am ales o perioadă mai mare decât perioada inițială, care a fost de 8 ani, pentru că nivelul de investiții pe nou contract cerut de noi este undeva la peste 12 milioane de euro. Și atunci, dacă cer unui operator să vină să-ți investească din banii lui 12 milioane de euro, plus că tu trebuie vii să-i oferi cumva și garanția că va avea timp să, va avea timp să recupereze investiția, această investiție plus și să facă tot, și profit până la urmă, sigur, pentru că vorbim el de o afacere. El trebuie să facă profitul lunar, pentru că el are un amortizment pe care îl plătește. Are el, angajați? Sigur. El, în momentul în care noi am cerut, oricum licitația nouă, trebuie, sistemul trebuie resetat. Atunci trebuie din nou mașini noi pe toată segmentul de piață. Îți trebuie infrastructurile noi în operare. Atât de mult încât să fie nevoie de mașini noi și să nu mai poată funcționa cele care sunt în prezent. Pentru că mașinile vechi au venit, mașinile și cele care... Că au fost prezentate la un moment dat. Da, nu, sunt ok, ele sunt în continuare, dar deja au 2 ani de zile de funcționare. Sigur deci că parte din ele nu mai sunt. Probabil că parte din ele vom accepta, dar poate sunt mașini care deja au probleme mai mari și atunci vor trebui reparate. Operatorul trebuie să vină să pună la dispoziție mașini de tip Euro 6, funcționale. Asta e cerința. Nu pot să vii să-ți spun, accept mașini cum am avut în trecut cu volan pe dreapta. E bun, acum multe cerințe vin din partea Uniunii Europene, dar iată că nu suntem în stare nici să închidem niște gropi în România. Ok, adică... dar pe de altă parte noi am făcut dovada că am putut să respectăm cu nou operator aceste condiții. Adică când am venit în zona centru, a venit cu mașini noi. Le vedeți la baza de la Peștiș în fiecare seară parcate. Sigur că și mașinile sunt defectate, le vezi în reprezentanță, dar ei trebuie tot timpul să-și asigure programul, da? Ori în momentul în care tu, să zicem că ai acceptat de la început că el se vină cu mașini mai vechi, da, care sunt bune, odată, nu respectă cerințele caietului de sarcini, acolo scrie mașini noi, sau, mă rog, mașini de un an de zile, da, tot mașină nouă este, da? Trebuie să ai asigurări și garanții, pentru că nu poți să spui, știi, am avut un accident, n-am asigurare. Nu, nu, trebuie să intri imediat, să am garanția că tu poți să te resetezi imediat, poți să completezi. Sigur că întotdeauna trebuie să ai un parc minim de backup, ai niște mașini care ți-au picat, trebuie să ne înlocuiești, sau pot fi mașini în revizii. Ok, există și jocul în care operatorul, dacă e destul de abil și de suplu, poate să și reconfigureze anumite trasee, poate să schimbe programul, să treacă la program prelungit, dar asta face parte din activitatea zilnică și ține de capacitatea, în primul rând, a operatorului, odată și din partea noastră de monitorizare a noastră, care să poată, și sigur, OAT-urile, care trebuie să fie, odată când sunt momente de acest gen, să fie înțelegător, să participe, să ajute operatorul, nu să încerci să îi pui bețe în roate. Mai avem 3-4 minute din da, această emisiune. Nu poți să lucrezi în sistemul de management al deșeurilor, care până la urmă este o afacere. Afacerea este că un operator... Una profitabilă, din câte destul de profitabilă. Destul, dacă știi să manageriezi resursele, este profitabilă, fără discuție. Dar să știți că cotele de profit din licitație au fost de nivel 5-8%, adică nu vă închipuiți că se câștigă nu știu cât. Dar dacă lumea este serioasă, poți să obții o satisfacție de ambele părți.
tu ca utilizator al serviciului, eu, OAT-ul, te mulțumiți că ne-au luat deșeul, că avem un grad de reciclare, că nu avem disconfort în viața zilnică, că avem curățenie, operatorul trebuie să-și facă și el business-ul lui, să-și obțină profitul, să-și plătească angajații. Și e foarte posibil că dacă fiecare și-ar respecta, adică cetățeanul de rând, să selecteze, să își depoziteze încă din casă toate deșeurile așa cum trebuie, sticlă la sticlă, peturi la peturi, menajer la menajer și așa mai departe. Dacă OAT-urile ar face investițiile pe care până la urmă s-au și angajat într-o oarecare măsură că le va face, dacă ei le-ar face, ar fi minunat, și dacă operatorul ridică deșeurile așa cum trebuie, așa cum sunt ele aruncate, da, lucrurile ar fi minunate. Acum nu știu cât mai e până în acest toate aceste punct. Înșiruri există dacă. Păi până acum asta s-a demonstrat. Da, dacă toată lumea participă, sigur că lăsând gluma la o parte, așa este. Toți ar trebui să ne facem datoria plecând de la cel care generează deșeuri. Ar dispărea acel dacă sau acel categoric. Multe. Eu vă mai spun ultimul lucru, să știți că anul ăsta va fi un an în care toată promovarea ne vom axa pe copii. Am constatat că m-am speriat este... că o să-mi spuneți că vă veți axa pe partea electorală și că și deșeurile pot fi transformate așa ușor într-o campanie electorală. Am început deja câteva campanii. Vineri, de exemplu, avem o campanie la Băcea, într-o grădință. Vineri a trecut, a fost la Hunedoara. Am constatat și e lucru știut și verificat și în alte părți. Copiii sunt cei care... viitorul nostru, da, sunt viitorul și ca promotorii acestui sistem să-l schimbăm. Și anul ăsta să știți că veți vedea mai puține acțiuni de simpozioane și alte povești cu maturi care vin și ne prezintă tot felul de lucrări științifice care nu se aplică și o să încercăm să mergem la copii, la grădinițe, la clasele primare, cu speranța că până la urmă părinții sunt primii care vor fi jenați de acțiunea copiilor care te trag de mânecă. Uite cum trebuie să faci. Părinții vor pune presiune pe OAT-uri, pe conducători, pe primari și poate în felul ăsta mai facem un pas să creștem reciclarea. Altfel ne dorim să putem să ducem la bun sfârșit licitațiile și să avem niște operatori, un operator stabil pe o perioadă mai lungă care să-și facă treaba. Deci vă veți axa pe campaniile acestea în rândul copiilor. Da, ne vom axa. Eu o noutate, v-am spus-o. Zilele astea am luat decizia cu echipa de la ADI, am tot analizat, am tot văzut care este trendul și ne-am hotărât că anul ăsta îl dedicăm copiilor. Publicul țintă. Da, publicul țintă va fi și cu tot efortul financiar și ce putem noi să contribuim și mai ales operatorul care este obligat să participe la campanii, să încercăm să îi fidelizăm, să le mai dăm și niște cadouri, să le dăm materiale care să le creeze cumva imaginea că deșeul este totuși un business, o afacere și nu trebuie văzut ca un lucru de care trebuie să fugim toți. Nu e un lucru murdar. Din păcate, în România am fost așa cumva învățați, dacă nu vei învăța, vei ajunge să mături strada, vei ajunge să strângi gunoaie și așa mai departe. Lucru total greșit, pentru din punctul meu de vedere. Sigur, este o meserie, pentru că fiecare meserie ca alta, este și... foarte bine și e bine să facem câte ceva. Decât un asistat lucrul... social, cred că mai bine un... Ar face. Armătura o zonă din asta sau ar merge să facă o activitate de colectare. Uitați-vă că dacă te uiți astăzi la angajații operatorilor, o să vezi că sunt cu echipamente corespunzătoare, că sunt bine încălțați, că au mănuși, că au măști, deci nu mai sunt... Și au un loc de muncă. Și au un loc de muncă cu acte în regulă care îți asigură până la urmă o pensie și atunci sigur că numai aceea meserie ești gunoier. Nu. Chestia cu gunoier, să punem între ghilimele. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la modul în care iată sunt gestionate deșeurile și în județul Hunedoara și vă mai așteptăm aici și cu vești mai bune data viitoare. Mulțumesc, așa să fie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!